Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Mircea Goian, suntem la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi vom vorbi despre evenimentele din învățământul Hunedoreanu. E o perioadă plină, o perioadă fierbinte, o perioadă cu multe emoții, bineînțeles, pentru a discuta informații și a afla informații despre ce se întâmplă în învățământul Hunedoreanu. O am invitat în studioul Info HD pe doamna Maria Ștepănie, inspector școlar general la ISJ Hunedoara. Bine ați revenit, doamna inspector școlar general. Vă spun bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, momente, să zicem așa, foarte profunde, nu? Cu finalitate de clasa 12, acum scrieri la bacalaureat, cu tot, dacă vreți să ne spuneți ce se întâmplă așa în momentul este, acesta. În această perioadă se derulează foarte multe activități extrem de importante pentru fiecare dintre noi, conform calendarelor. Mai exact, săptămâna trecută au încheiat cursurile elevii din clasele terminale de liceu, a 12-a zi, respectiv clasele a 13-a seral, ultima zi fiind ziua de 7 iunie. Tot în săptămâna respectivă a avut loc înscrierea pentru examenul național de bacalaureat. În această săptămână are loc înscrierea absolvenților din clasa 8-a pentru examenul de evaluare națională și totodată, în data de 14 iunie, elevii din clasa 8-a vor încheia cursurile. De asemenea, să nu uităm că mai avem săptămâna aceasta și săptămâna viitoare până în 21 iunie, când vor încheia cursurile elevii din toate clasele. Deci, iată, final de an școlar cu o activitate intensă, pentru că trebuie să ne asigurăm că fiecare elev primește sprijinul cuvenit până în ultima zi, să spun așa. Totodată, la nivelul unităților de învățământ se asigură programe de pregătire pentru elevi, în special pentru examenele naționale. Sigur că suntem pe calendar și în ceea ce privește examenele pentru cadrele didactice, plus alte proiecte și alte activități pe care le avem în derulare. Înscrierea în învățământul preșcolar, la creșă, înscrierea în învățământul primar, dar avem comisii, avem, să spun așa, resursa umană bine pregătită, astfel încât să depășim fiecare etapă în condiții optime. Da, până la urmă, fiecare compartiment pe care ni l-ați prezentat presupune multă muncă, organizare și susținere din partea celor sigur, trei, sigur, adică dascăle, elevi, părinți. Așa nu? Este. Cam asta e. Întotdeauna, în toate aceste activități, trebuie să existe o comunicare exemplară și un dialog permanent, atât între școală, elevi și părinți. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, dați-mi voie să prezint și cifrele, pentru că s-a încheiat etapa de înscriere și iată, pentru sesiunea iunie-iulie, prima sesiune din acest an, 2024, în județul Hunedoara s-au înscris 2437 de candidați, dintre care 2122 sunt din promoția curentă și 315 sunt din promoțiile anterioare. Tuturor le dorim mult succes, îi așteptăm la toate probele din cadrul examenului, așa cum și în anii trecuți trebuia să îndeplinim următoarele condiții și în acest an, pentru a promova examenul de bacalaureat, trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare probă scrisă din cadrul examenului, iar media probelor scrise trebuie să fie minim 6. Da, pentru a competențe nu se acordă note, se acordă nivele de pregătire calificative în funcție de tipul probei și acolo nu există posibilitatea să fie respinși candidații, dar este obligatoriu să se prezinte la fiecare probă din cadrul examenului. Sunt mai mulți, mai puțin ca anul trecut? Sunt mai puțin decât anul trecut. Și la cei care vin din urmă? Da. La cei care vin din seriile anterioare. Aha. Da. Iar în ceea ce privește examenul de bacalaureat, pentru că tot am deschis această discuție, dați-mi voie să prezint și calendarul, mai exact în perioada
Deci înscrierea a avut loc, iar în perioada 17 iunie până în data de 27 iunie vor avea loc probele de competențe, evaluarea competențelor lingvistice digitale, competențele lingvistice de comunicare orală în limba română, de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională și evaluarea competențelor digitale, iar acolo unde este cazul și pentru limba maternă. Adică pe lunea viitoare. Exact. În ceea ce privește probele scrise, calendarul este următorul. Prima probă scrisă va fi în data de 1 iulie la limba și literatura română. În data de 2 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau istorie. În data de 4 iulie are loc proba la alegere a profilului și specializării. În 5 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă, acolo unde este cazul. În data de 8 iulie se vor afișa rezultatele inițiale. În aceea zi, în intervalul orar 12-18, se vor depune eventualele contestații, iar în perioada 9-11 iulie se vor soluționa contestațiile, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 12 iulie. De pe acum le dorim mult succes tuturor. Este extrem de important să respecte toate instrucțiunile din timpul examenului, astfel încât să nu întâmpinăm situații nedorite, iar comisiile din centrele de examen să fie nevoite să ia măsuri. La nivelul județului Hunedoara s-au constituit 9 centre de examen cu 2 subcomisii, astfel încât să asigurăm participarea candidaților cât mai aproape, să spun așa, de liceul unde a învățat. Aceea este și sesiune de toamnă? Sau? Există și sesiune de toamnă și mă bucur că ați adus în discuție, ca și în anii anteriori, avem și sesiunea din august 2024. Ce este foarte important, cei care nu promovează în prima sesiune, fie că nu se prezintă la examen, fie că nu promovează toate probele scrise, fie că nu obțin media 6 pentru probele scrise, se pot prezenta la următoarea, sau și cei care nu au fost declarați promovați în data de 7 iunie din diverse motive și în perioada de corigențe, mai exact 9-18 iulie, susțin și promovează și au situația încheiată pentru clasa pe care o finalizează, atunci se pot înscrie pentru sesiunea din august, iar înscrierea va avea loc în perioada 15-22 iulie. Examenele vor începe din 8 august, tot cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale, până în data de 14 august. Iar din data de 19 august încep probele scrise până în data de 22 august. În 24 august se vor afișa rezultatele inițiale, iar în data de 30 august se vor afișa rezultatele finale. Calendarul este public, oricine îl poate consulta. Dacă sunt, știu eu, întrebări, noi stăm la dispoziție, ne pot contacta indiferent cum. Pot suna sau pot apela, pot scrie pe e-mailul inspectoratului. Întotdeauna am răspuns la toate întrebările. Da. Evaluările sunt tot sub formă digitală? Evaluarea lucrărilor pentru toate examenele se realizează digital. Există o platformă la nivel național creată pentru fiecare examen, pentru fiecare concurs. Așa cum încă de anul trecut, din sesiunea din august, și cum am avut parte și în cazul simulărilor naționale, evaluarea se va realiza în sistem digitalizat. Deja există cadre didactice care au participat la aceste activități, s-au familiarizat și noi credem că și suntem convinși că nu vom avea dificultăți din niciun punct de vedere. Da. În cazul că sunt contestații, se
spun Există posibilitatea depunerii contestațiilor la fiecare examen, atât pentru examenul de bacalaureat, cât și pentru examenul de evaluare națională, însă avem și o recomandare pentru cei care iau în considerare această variantă. În momentul în care se depune o contestație, pot fi contestate toate notele sau poate fi contestată nota de la o singură disciplină sau doar de la două, fiecare cum consideră. Rog atât absolvenții cât și părinții acestora să se asigure că acea contestație este temeinică și este justificată. Cel mai bine este împreună cu profesorul cu care s-a pregătit să consulte foarte bine baremul și să ia în considerare rezolvarea subiectelor, astfel încât să facă un calcul obiectiv al punctajului. De ce? Pentru că fiecare lucrare contestată este reevaluată de către o altă comisie. Iar nota pe care o va primi, va fi nota finală. Nota poate să fie mai mare sau mai mică decât cea inițială. Da, deci, sau se poate, da, poate rămâne la fel, poate nu se corect, modifică. Da, da, da. Asta e și în funcție de cum evaluează elevul, nu? Situația, că da, până la urmă aici, el cam știe ce a făcut. Exact, elevul trebuie să aibă o discuție cu părinții, dar și cu profesorii și cu baremul în față. Să discute fiecare subiect, fiecare rezolvare, astfel încât să se asigure că da, merită să depună acea contestație, este justificată și atunci lucrarea va fi reevaluată. Vreau să vă spun că am avut în anii anteriori candidați care în prima etapă, să spun așa, când s-au afișat rezultatele, au fost declarați admiși, promovați, pentru că îndeplineau condițiile, au depus contestație, fiind nemulțumiți de anumite note, iar după contestație au fost respinși. Da, e ghinion mare. Puțin, e adevărat, da, dar este o situație, sigur că da, pe care nu ne-o dorim nici noi și nici absolvenții categoric. Ai ca și mod, să zic, de disciplină de desfășurare a examenelor. Camera e acolo? De... Sigur, toate activitățile, da, din toate centrele de examen, dar și din centrele zonale de evaluare, sunt înregistrate audio-video. Avem o procedură din acest punct de vedere care trebuie respectată de către toți membrii din comisii, dar și de către candidați. La intrarea în fiecare centru există afișe în acest sens, dar și la intrarea în fiecare sală de examen, așa cum s-a procedat și în anii anteriori. Aceste înregistrări se arhivează, se utilizează după caz, atunci dacă este nevoie. Da. Și, bineînțeles, prin aleator verificăm modul de desfășurare al activității la nivel județean, membrii comisiei județeane realizează acest lucru. La alt moment, dacă vreți să ne spuneți ce se întâmplă. Este extrem de important să facem o referire pentru absolvenții de clasa 8-a, pentru că ei în această săptămână vor încheia cursurile în data de 14 iunie, deci vineri. De pe acum le dorim mult, mult succes. Vor avea parte de mai multe etape. Este, să spun așa, parcurg o etapă importantă din devenirea lor, din parcursul lor școlar și îi rog foarte mult atât pe elevi cât și pe părinți să se informeze foarte bine cu privire la tot ce presupune atât examenul de evaluare națională, cât și calendarul și etapele de admitere. E foarte important. În acest sens, conform legislației în vigoare, la nivelul județului și în fiecare județ, să știți că există, am elaborat această broșură de admitere. Această broșură de admitere a fost transmisă în toate unitățile de învățământ pentru toți elevii din clasa 8-a, indiferent de statutul lui. Deci, în acest moment, toți elevii din clasa 8-a trebuie să aibă
această broșură de admitere care cuprinde toate informațiile referitoare la examenul de evaluare națională, dar și la admitere. Îi rog pe părinți, dar și pe elevi, să consulte această broșură cu mare atenție și atunci când vor completa fișele de admitere, indiferent că vorbim de admitere computerizată la nivel liceal, dar și în învățământul profesional și dual, să aibă alături această broșură. Fac această precizare, deci, deoarece ghidul în format electronic a fost într-o etapă de consultare publică pe forumul inspectoratului. Dacă există persoane care au, să spun așa, listat forma inițială, trebuie să știe că forma finală a ghidului o regăsim aici, în această broșură. Iar cererile se vor completa utilizând codurile din această broșură. Rolul etapei de consultare a fost tocmai acela de a ne asigura, mai ales din partea colegilor din liceele din județ, cu privire la oferta educațională, la toate detaliile legate de admitere. Aici, să zic eu, ca și direcție și profesională și dual și liceal și deci toate. Da. Acest ghid conține, așa cum am spus, toate calendarele, calendarul referit de admitere atât la nivel în învățământul liceal, dar și învățământ profesional și dual. De asemenea, avem oferta educațională pentru toate tipurile de programe. Învățământ liceal cu cele trei filiere, teoretică, vocațional și tehnologică, învățământul profesional cu durata de 3 ani, dar și învățământul dual. Avem detalii despre admiterea elevilor de etnie romă pe locurile repartizate pentru ei, dar și pentru elevii, copiii cu CES, care au de asemenea locuri rezervate la mai multe unități de învățământ. Ei au, să spun așa, conform calendarului și metodologiei, au etape pe care trebuie să le parcurgă și întotdeauna am sprijinit școlarizarea acestor copii în limitele cadrului legal. Avem locuri, îi rugăm să depună documentele conform calendarului pentru a-și continua studiile, pentru că și ei au acest drept și ne dorim ca toți copiii să își continue studiile la nivel liceal. Bănuiesc că locurile pentru ei derivă din locurile pe care le-au ocupat până în clasa 8-a, nu? Adică, se ține cont de numărul de copii, dar și la solicitarea unităților de învățământ, a asociațiilor de respective. Întotdeauna am căutat și am găsit soluții pentru fiecare situație. De asemenea, acest ghid conține și modelele de fișe de înscriere atât pentru învățământul liceal, cât și pentru învățământul profesional și dual. Deci este extrem de important ca acest ghid să fie un instrument pe care să-l utilizăm în această perioadă în vederea urmării tuturor pașilor pe care trebuie să îi facem pentru a parcurge această etapă de admitere. Bun, asta se referă la partea tehnică, nu? Executiva perioadei a examenelor. Exact. Da. Unde, ce și cum, mai asta hotărăsc acasă, nu? Probabil. Da. În ce privește alegerea calificării și alegerea specializării, aici îi rog pe elevi și pe părinți să facă acest lucru cu multă, multă grijă. Sigur că ei se uită foarte mult și la mediile de anii trecuți, în acest ghid, acolo unde avem oferta educațională și codul pentru fiecare specializare. Avem o rubrică unde sunt consemnate și ultima medie de admitere la specializarea respectivă. Menționez faptul că această medie este una orientativă. Nu înseamnă că dacă anul trecut la o anumită specializare la un anumit liceu a fost 7,50, nu înseamnă că și în acest an va fi 7,50. Depinde de notele
pe care, mediile pe care le vom înregistra în acest an, dar și de opțiunile elevilor atunci când se vor înscrie. Este foarte important să-și aleagă un program de pregătire care să, în care să se regăsească, care să răspundă profilului său, unde vedem fiecare copil are anumite înclinații, anumite aptitudini, anumite interese. Și atunci această discuție trebuie să fie una foarte corectă și foarte sinceră între copil și părinte și nu este greșit dacă sunt consultate și cadrele didactice, acolo unde este cazul și consilierul din școală care poate să ofere recomandări în acest sens. Da, asta, cum să zic eu, până la urmă, influențează parcursul vieții momentul acesta. Și foarte interesant că, pe lângă abilitățile pe care le are fiecare copil, e important de văzut ce rezultate școlare are la materiile care au, să zic, o direcție respectivă activitatea. Așa este. Nu? Obligatoriu trebuie să ținem cont de media de admitere, pentru că este cea care contează în repartizarea elevului în funcția de cereri, codurile trecute în cerere. Repartiția computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Înainte să aibă loc această repartizare a elevilor, la nivel național, de fapt, se face pentru toți elevii din țară, dar și pe județe, are loc o ierarhizare a elevilor în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Sigur că fiecare elev va depune cererea de înscriere, fișa de înscriere, în care vor completa opțiunile, codurile care corespund specializărilor dorite în ordinea descrescătoare a preferințelor. Aici trebuie să mai facem o precizare extrem de importantă. Condiția ca să fie admis este să regăsim în cerere suficiente coduri, pentru că în momentul în care programul ia în considerare prima opțiune, iar locurile din clasa respectivă sunt ocupate, nu poate repartiza. Dacă nu sunt ocupate, îl va repartiza în clasa respectivă. Dar dacă sunt ocupate, se va uita la a doua opțiune. Dacă sunt locuri, îl va repartiza, dar dacă nu sunt locuri, nu-l repartizează. Se uită la a treia, dacă există a treia opțiune. Și la fel se va întâmpla. Dar dacă se termină numărul de opțiuni, numărul de coduri din fișa de înscriere, programul nu poate să repartizeze, chiar dacă la nivelul județului mai sunt foarte multe locuri, chiar dacă media este una mare, să spun așa, pentru că nu știe unde. Și atunci elevul respectiv va rămâne nerepartizat, iar programul continuă cu următorul elev și până când vor fi toți așezați conform cererilor fișelor de înscriere. De aceea este foarte important. Cei care rămân nerepartizați? Există soluții, dar nu ne dorim astfel de situații, pentru că locurile în fiecare clasă se ocupă. Numărul de locuri este stabilit prin lege, mai exact la filieră teoretică și filieră vocațională avem 26, respectiv învățământul tehnologic 24. Și atunci, dacă se ocupă aceste locuri, sigur că este mai dificil pe urmă. Există etape în calendarul de admitere și etape de soluționare a acestor cazuri, dar vrem să prevenim aceste situații. Da, să zicem, pentru elevi care sunt cumva pe la mijloc, cred, vin acum din exteriorul sistemului și pentru că am găsit un exemplu la Orăștie, se poate trece în acea solicitare inclusiv școala profesională, adică nu trebuie ocolită povestea, nu? Chiar le recomandăm să consulte cu mare atenție oferta educațională integral, atât clasele de liceu, cât și clasele de școală profesională și de învățământ dual mai ales. Insist asupra claselor de învățământ dual pentru că facilitățile pe care le au sunt considerabile. Bursă din partea statului,
prin Ministerul Educației și Inspectorat. Burse din partea companiei, a firmei care susține calificarea respectivă, echipamente de lucru, transport gratuit, mulți oferă o masă caldă. Deci sunt foarte multe facilități, pe lângă faptul că, iată, au șansa să învețe o meserie în condiții foarte bune, pentru că fac acea practică de specialitate, acea pregătire practică în cadrul companiilor, în cadrul firmelor. Da, am avut zilele trecute două eleve în emisiune și una dintre ele, le-am întrebat de ce au ales profilul, nu contează unde, la ce și ce liceu, și a spus că în primul rând a contat faptul că după ce finalizez școala am o meserie. Deci da, asta mă bucur. Da. Pentru că societatea are nevoie de oameni calificați atât de nivel mediu cât și de nivel superior. Prin urmare, vrem să avem mecanici bine pregătiți, bucătari iscuțiți, indiferent de alte și alte domenii de activitate. Avem toate aceste informații în această broșură cu detalii, să spun așa, despre fiecare calificare. Sigur că cei care doresc și care pot și au o înclinație pentru studiu, ei se vor îndrepta, sigur că da, spre un program de nivel liceal și ulterior spre învățământul superior și foarte bine. Dar și cei care aleg în acest moment un program de școală profesională cu durata de 3 ani și au învățământul dual, să știți că își pot continua ulterior studiile liceale fie la zi, fie în învățământul, în programul de seral și, bineînțeles, ulterior se pot duce în învățământul superior. Iată, da, avem un exemplu, nu? Exact. Da. Avem un exemplu atât de frumos, un model, aș spune eu, este pentru colegii săi. Ștefan Răsuceanu. Da. În Orăștie. Așa este. Da. Absolvent al clasei a 12-a de la Liceul Tehnologic Nicolau Solahus din Orăștie, care după terminarea clasei a 8-a a ales să-și continue studiile la școală profesională. A urmat școala profesională, după care s-a înscris la liceu și a finalizat acum clasa a 12-a de liceu șef de promoție. El are deja două calificări și datorită performanței pe care a, să spun așa, a înregistrat-o, eu sunt convinsă că își va continua studiile și va avea foarte multe oportunități. Deci, iată că se poate, depinde de fiecare dintre noi ce ne dorim. Sistemul de învățământ este unul extrem de flexibil. Bă, asta înseamnă, scuze, da. Asta înseamnă că el în momentul când și-a depus codurile acelea, și-a depus și pentru școală profesională și înseamnă că a avut finalizat o medie. Învățământul. Cum? Nu, a finalizat cei 3 ani de pregătire de școală profesională. A terminat 3 ani de pregătire profesională. Da, da, știu, dar zic în clasa 8-a. S-a dus la școală profesională. Știu, dar zic că probabil că a avut și opțiuni mai sus, dar n-a... Dar avem foarte multe exemple, să știți, da, că sunt elevi pe care i-am întâlnit în clase de profesionale și au avut media de admitere peste 9. Iar acum, ulterior, au terminat și liceul și acum, chiar cunosc personal un caz, va termina și facultatea anul acesta. Da, da, da. Deci avem exemple în acest sens. Repet, fiecare își alege parcursul educațional. Sistemul de învățământ este unul flexibil, este destul de generos, oferim foarte multe șanse. Oricând se pot relua studiile, indiferent de la ce nivel am renunțat, să spun așa, la pregătire. Dar să existe voință. Iar dacă nu au suficiente informații, să apeleze întotdeauna la școală, să vorbească cu dascălii, să apeleze la inspectoratul școlar. Întotdeauna am oferit consiliere pentru continuarea studiilor. La elevi, mai aveți ceva de anunțat? Sau putem... Da, este, da, repet, această broșură de admitere să fie în atenția tuturor și să fie folosită în această perioadă, mai ales atunci când se vor completa cererile.
Aș dori să precizez și calendarul pentru examenul de evaluare națională, care acum în această săptămână are loc înscrierea, dar practic toți elevii vor fi înscriși utilizând sistemele noastre informatice și vor fi înscriși automat în aplicația destinată examenului de evaluare națională în această perioadă. Dacă există elevi cu CES, părinților pot solicita să nu se prezintă la examen. Deci ei încheie cursurile în data de 14 iunie, iar probele scrise încep în data de 25 iunie, când va avea loc proba scrisă la limba și literatura română. În data de 27 iunie, proba scrisă la matematică. În data de 28 iunie, limba și literatura maternă, proba scrisă, acolo unde este cazul. Se vor afișa rezultatele în data de 3 iulie până la ora 14. În 3 iulie, între orele 16 și 19 și în 4 iulie, între orele 8 și 12, se depun eventualele contestații. În perioada 4-9 iulie se soluționează contestațiile, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 9 iulie. E foarte important ca după data de 9 iulie să ne uităm, să urmărim calendarul de admitere când începe înscrierea și completarea fișelor de înscriere din data de 11 iulie. Da. Asta însemnând 11 iulie? Da. Aha, într-o joi cade. Da. Da, văd că acolo aveți cam tot, e ca un fel de Biblie. Acest ghid conține toate datele și e foarte important, înscrierea se va face, așa cum am spus, în prezența părintelui și a dirigintelui. Mai exact, completarea fișelor de înscriere se va face în 11 și 12 iulie și respectiv 15-22 iulie. Deci, iată, avem o perioadă destul de generoasă, deci pentru prima etapă. Deci și profesorul, și elevul, și părintele. Da. Asta e o noutate sau de cât? Nu, așa a fost și în anii anteriori. Da? Vorbim de copii care sunt minori, sigur că părintele răspunde, corect, sau tutorele, răspunde de toate aceste demersuri, deci va fi copilul, părintele, în prezența dirigintelui, care toți vor semna pe fișa de înscriere. Repet, în funcție de medie, dar și dacă media este mai mare, recomandarea este să se completeze cât mai multe coduri care corespund anumitor specializări în ordinea descrescătoare a preferințelor. Sigur că dacă avem un copil care vedem că învață cu ușurință, este foarte creativ, învață cu ușurințele la disciplinele din zona umanistă, să spun așa. Sigur că un astfel de elev, dacă și el dorește, poate fi consiliat să urmeze o specializare din domeniul respectiv. În schimb, dacă avem, știu, copii care învață mult mai ușor, studiază sau înțeleg mult mai ușor disciplinele exacte, să spun așa, matematică, chimie, biologie, deci trebuie să ne uităm un pic la aceste competențe și aptitudini ale copiilor și să ținem cont de ele. Atunci un astfel de elev va fi îndrumat, să spun așa, spre un program adecvat lui. Da, e un moment în care, din păcate, apar și emoțiile și uneori îl afectează, cred că. Limpezirea hotărârii, nu? Da. Sau limpezime, adică... Dar, așa cum am spus, trebuie să fie părinții lângă ei, sunt cadrele didactice, tocmai de aceea adulții trebuie să fie acolo și să îi ajute. Da, foarte, foarte clar. Deci, aia înseamnă că propuziți că profesorii cam permanent în zona respectivă ca să asiste la înscriere. Mai ales diriginții de clasa 8. Exact, da, da, da. Am avut mai multe întâlniri cu diriginții de clasa 8, am... discutat toate detaliile legate de
înscrierea copiilor, de susținerea examenului și datele referitoare la admitere, pentru că rolul lor, repet, este unul foarte, foarte important și ne dorim foarte mult ca toți... Diriginții. Rolul, noi dorim ca toți absolvenții de clasa 8-a să-și continue studiile în clasa 9-a, indiferent de programul pe care îl aleg. Și îi le recomandăm să consulte cu atenție oferta de programe din învățământul profesional și dual. Sunt multe locuri, sunt calificări foarte bune, calificări care au corespondent pe piața muncii. Toate aceste clase au fost cuprinse în ofertă ca urmare a solicitării primite din rândul mediului economic, deci există companii și firme care susțin aceste programe. Da, în calendarul pe care îl prezentați, mai avem ceva pentru elevi? Există, sigur că sunt mai multe etape pentru admitere, astfel încât să găsim soluții pentru toți copiii, indiferent de situația pe care o prezintă, dar toate aceste informații, repet, le găsim în această broșură. Clar, mai avem vreo 9 minute, aveți calendar și pentru profesori și pentru... Avem calendar și pentru profesori, așa este, avem examene și pentru profesori. Avem examenul de titularizare, deja au avut loc înscrierile, în această perioadă se derulează prima probă de susținere a inspecțiilor la clase. Iar avem proba scrisă pentru ei și știu acest lucru în data de 17 iulie. În data de 17 iulie, la nivelul județului, avem înscriși peste 500 de candidați. Numărul de posturi din listă este mai mare, însă trebuie să precizăm faptul că în listă avem posturi, nu doar posturi întregi, avem și fracțiuni de normă. 2 ore, 4 ore, 5 ore, depinde. Așa cum rezultă din proiectul de încadrare de la nivelul fiecărei unități de învățământ. Iar un cadru didactic poate să constituie norma didactică în mai multe unități de învățământ în funcție de posturile pe care le avem. Bun, aici media cu care pragul de jos, care este? Pragul de jos este nota 5, media 5, dar pentru a încheia un contract pe perioadă nedeterminată, adică să devină, așa cum este cunoscut termenul de titular în sistem, trebuie să fie minim 7. Însă, la ședințele publice, care vor avea loc în luna august, pot solicita ocuparea unui post didactic pentru perioadă determinată de un an, dacă au minim 5. De asemenea, ca și anii trecuți, avem în calendarul de mișcare a personalului didactic și un examen în luna august. O să vedem după ce avem rezultatele de la primul concurs, concursul național, și după ședințele publice, care este situația posturilor neocupate la nivelul județului. Am organizat în anii anteriori și examen la nivel județean. Dacă și după această etapă rămân posturi neocupate, sigur că avem în vedere și examenele de la nivelul unităților de învățământ, care se pot organiza în termen de 60 de zile de la vacantarea postului. Așa, dacă au eșec, să zic, toate variantele, de câte ori, câți ani la rând pot să încerce? Sau se pot prezenta la concurs? Da. Nelimitat. Nu există limit. Nu. No. Aha. Deci, dacă un candidat s-a înscris la concursul național și nu va obține media 5, se poate prezenta la concursul județean din august și sigur că se poate prezenta și la concursul din 2025. Dacă dorește acest lucru și chiar îi îndrumăm să nu renunțe atât de ușor, pentru că aici sunt foarte mulți factori, să știți, care influențează momentul respectiv. Pot fi persoane care au
știu eu, probleme de sănătate exact în ziua respectivă și atunci nu au această șansă de a-și valorifica potențialul la maxim. Dar ei pot încerca și la etapele următoare, așa cum am spus. Mai avem 5 minute. Da. Pentru examenul de definitivat, iată, avem și calendar pentru examenul de definitivat. Proba scrisă va fi în data de 24 iulie și sigur că și aici avem o perioadă de contestații în perioada 30-31 iulie, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 6 august. Le dorim mult succes tuturor cei care susțin și promovează acest examen. Obțin dreptul de a preda definitiv în învățământ. Dar asta deja, și după etapa asta, se mărește și salariul, nu? Există, da, da. Sigur că da. Un spor pentru, acesta este primul grad didactic, definitivarea în învățământ, examenul național pentru definitivare, după care există și gradul didactic 2 și gradul didactic 1. Este parcursul pe care îl au cadrele didactice, majoritatea urmează, să spun așa, acest parcurs și susțin toate gradele didactice. La fel și salariul crește în funcție de gradul didactic promovat. Da, asta e o stimulare, nu? Până la urmă... Sigur că da. A nevoie de a fi cât mai perfecționat. Activitatea aceasta de perfecționare, în ceea ce privește cadrele didactice, dar nu numai, trebuie să avem grijă de să ținem pasul cu toții, indiferent de domeniul de activitate, dar cu atât mai mult în învățământ. Pentru că, iată, sunt foarte multe noutăți în ce privește noile tehnologii, modificările din societate și atunci învățământul nu poate să stea pe loc. Trebuie să își îmbunătățească continuu programele și să țină pasul cu aceste schimbări. Prin urmare, și cadrele didactice au această obligație de a se perfecționa continuu prin conform legislației noastre. Da. N-am apucat să vorbim despre proiecte, eventual numai să ne amintiți și în următoarea emisiune, dacă așa putem este... să le dezbatem. Acum, ce ați prezentat e chiar foarte important. E, să și zic de actualitate, așa, să spun de etapă, așa. Da. Așa este. Da, avem proiecte la nivelul județului Hunedoara extrem de valoroase, să spun așa. Valoroase în bani sau... Valoroase în bani. Ca și da, performanță, calitate. Și sunt convinsă că și păi din punct de vedere al calității va fi la fel, așa cum nu am mai avut niciodată. Deci nu mi-aduc aminte să fi avut în ultimii 30 de ani investiții atât de mari, atât de la sume atât de mari, ci iată, valoarea totală este de aproximativ 132,5 milioane de euro. Wow. Yeah, pe toate liniile de finanțare, componentul, un aport foarte mare îl regăsim... Asta pe județul Hunedoara. Pe județul Hunedoara. Mă refer doar la județul Hunedoara. Îl regăsim pe liniile de finanțare deschise prin PNRR și aici vorbim de proiectele de dotare a unităților de învățământ cu mobilier școlar, dar și cu materiale didactice pentru cabinete și pentru laboratoare. O altă linie, aici avem primăriile, au fost solicitanții, primăriile și Consiliul Județean au scris aceste cereri de finanțare, deja au fost depuse, au fost evaluate, s-au semnat contractele. Avem un minut, da? Dar avem și celelalte linii, cum ar fi Smart Lab, școli verzi, consorțiile pentru învățământul dual, dar și alte proiecte despre care sper eu că vom discuta într-o următoare ediție. Mulțumesc foarte mult! Da! Mulțumesc tare mult și sper că, da, sunt sigur că informațiile pe care le-ați oferit vor fi de folos celor interesați, că e o categorie, nu, de așa este, elevi mulțumim. Și de părinți care sunt interesați de informațiile astea. Succes! Spor la treabă! Mulțumim! Că mulțumim. Sunteți în poc continuu acum, cum așa se zice. Este. Numai bine! Mulțumim! Dragi fete, mulțumesc dacă ne-ați urmărit. Vă doresc o după masă frumoasă în continuare. La revedere!